Eu zic că iată, a venit momentul potrivit să vă invităm pe voi toți trei alături de noi la canapea, să vă faceți comod pe această canapea. Welcome! Da! Ne pa! Așa, în mijloc, cred că cel mai bine ar fi, între doi... Între doi bărbați frumoși. Exact, exact. Să fie o fată. Știi, era expresia asta, între două nu te plouă. O să-mi zică Olga mai târziu. O să-mi zică Olga mai târziu cum se simte ea într-un colectiv de bravi bărbați, însă... Între doi eroi. Între doi eroi. Bravo. Eu ziceam că numai modestie miroase în platoul ăsta, știi? Știi, eu în general vreau să-ți spun că artiștii, de fapt, sunt oameni modești. În general, asta e. Da, sunt și excepții, asta e posibil. Deci, da. Ok, bine, dar nu e despre noi, dar e despre ei în această seară. Tocmai de aceea vreau să încep inițial cu Radu, pentru că, după cum ai zis tu, Viorel, el a fost cel care a fondat bandul. Radu, spune-mi, te rog, cum ți-a venit ție ideea să formezi un band? A venit totul, de fapt, s-a pornit de la fanfară. Deci erau un grup de băieți care cântam cu fanfară. Și am încercat tot să promovez, să ieșim cumva, să, dar totuși rămânea în umbră. Cu fanfara e mai greu un pic. Și mi-a venit ideea, îl cunoșteam pe Viorel, de fapt, de la colegiul, ne cunoaștem. Și am avut o... m-a contactat el, nu știu cum, întâmplător sau... Pe parcurs mi-a venit ideea, zic, mai de ce să mă contactez pe Viorel, zic, uite să-i pun ideea asta, zic, mai de să facem un band. Și a reușit. Eu vreau să te întreb, Radu, deci până când l-ai întâlnit tu pe Viorel, tu adică cântai pur și simplu ca și instrumentist. Nu ai avut posibilitatea asta să ții hățurile în mână. Pe fanfară mai cântam în diferite banduri, adică cine m-a invitat, ca instrumentist, așa. Și păi, am cântat diferiți și de acolo am luat o idee de acolo, adică experiența s-a adunat un pic și asta e. Și împreună cântează. Cu propunerea lui Viorel? Da, a venit propunerea și uite că noi amândoi gestionăm și, cum a spus și Viorel, de unul singur e greu să gestionez, deci când sunt mulți băieții... Păi da, și așa eu aici vreau să vă întreb cât de greu sau ușor este totuși să mențineți un band în formula căruia, din formula căruia fac parte oameni maturi, profesioniști, fiecare cu temperamentul și caracterul său, cu ideile sale. Cel mai important că la noi în Moldova sunt băieți talentați și avem de unde să găsim și noi practic i-am selectat, i-am ales. Au fost și ei cei care au vrut cu adevărat să facă parte din echipă. Și dar de fapt totul începe de la interior, din echipă. Deci dacă e o echipă unită, deci și rezultatele sunt mari. Și noi îi ținem, noi nu ne schimbăm, sunt agenți. Dar care au fost acele criterii de selectare a membrilor echipei și cine a hotărât cine va fi? Ai zis tu că i-ați selectat. Care au fost criteriile de selectare? În primul rând să găsim noi numitor comun, modestie, să ne înțelegem. Și la fel un test. O probă, niște repetiții, niște repetiții, da, și toți suntem conștienți de chestia asta și la fel sunt. Bine, ziceați voi de echipă și că totul vine din interior, da, sau e important? Din echipă, da. Din echipă. Însă, care este ingredientul cel potrivit ca să menții această echipă? Ce faceți? Comunicați? Ce dați? Ca exemplu, vă dau un exemplu, deci sunt mai multe ingrediente, dar de fapt, spre exemplu, noi duminica aceasta facem un picnic cu toții, da? Adică ala familie. Așa. Încercăm să fie frumos, prezentăm prietenia unul fața altă și la fel și să-i motivăm cumva, deci trebuie să avem... Nu doar în calitate de colegi, dar și prieteni. Asta este foarte important, eu cred. Viorel, de ce mă adresez până când trecem noi la fata noastră frumoasă și cu pălărie? Jos pălărie pentru femei, dar ea are pălărie. Dragă Viorel, eu vreau să te întreb așa un lucru, fiindcă eu te-am cunoscut atunci când abia revenisei de peste hotare și tocmai de asta vreau să știu de ce ai lăsat tu Italia atunci la momentul acela și dacă a face un band al tău sau, nu știu, un band preluat sau lipit de tine, dacă a fost în vis. Inițial nu facea parte din mine, dar văzând că eram deja pe acest teren, de la sine a venit. Și uite că acum sunt solist în această echipă minunată, Brass Band. De câte ori vă întâlniți la repetiții? Cum vă faceți programul? Cât timp acordați pentru repetiții? Facem de două ori pe săptămână repetiții stabile. Săptămâna viitoare o să facem în toată ziua, pentru că avem o plecare mai importantă pentru noi. Piața românească ne
punem niște cereri, niște cerințe care ar trebui să le îndeplinim și să ne prezentăm bine. Din acest motiv, rupem de noi, fiecare de noi, câte o parte din ei și venim și ne prezentăm la repetiții. Și cum reușiți să faceți repetițiile în contextul în care băieții au și ei fiecare lucrul lui, presupun, și se adună când brassbandul ca să faceți aceste repetiții? Noi am trecut peste perioada asta. Deja toți subînțeleg faptul că trebuie să avem timp pentru repetiție. Să vă faceți timp, corect? Să jertfim, exact. Repetiția este mama învățăturii sau... Mama succesului. Mama succesului, da. Da. Olga, nu zădar ziceam că, știi, l-am întrebat pe Radu, am vorbit cu Viorel, dar zi-mi, te rog, tu, că tot am urmărit în timp ce cântai, cum te simți tu, o femeie între atâția bărbați? Cum e să lucrezi cu atâția bărbați? Hai să luăm de la asta, că nu sunt chiar unica. Mai avem o solistă, Natalia, care nu este prezentă cu noi, dar exact. La început de cale eram singura solistă. A fost destul de complicat pentru mine, cel puțin, pentru că mă simțeam oarecum mai așa, mai... În centrul atenției sau mai presată de atâția bărbați? Da, din contră, da. Mă simțeam un pic așa. După care am făcut cunoștință cu toți, am văzut cât de fain sunt și atunci am mers mult mai ușor. Sunt prietenoși băieții? Sau știi cum băieții de obicei sunt așa mai, mă rog, mai duri, mai direct, să spunem de noi? Asta zic, sunt și de genul bărbaților sau băieților care mai fac glume uneori, da. De astea. Dar da, voi glumeți, da. Glumeți din ăștia, da, aveți prin vânt? Vreau să spun sunt că sunt glumeți, dar cu mine sunt așa... Au un respect față, da, în tine. Un respect și... Da. Eu la fel observ verigheta pe mâna ta. Da. Tocmai din acest considerent vreau să zic, dar soțul cum a reacționat de la bun început, știind tot că urmează soția să activeze, să plece în nopțile? Eu am avut activitatea asta până la band, adică la fel mergeam la petreceri, știa ce soție și ea. Dar văzând atâția bărbați în spate, pentru el tot a fost complicat. Cu multe discuții, cu multă încredere, cred că am depășit momentul. Da, asta ne bucură. Cu încredere, încredere. Nu știu, nu și-a dorit să îi cunoască pe fiecare. Ne cunoaștem. De asta și, cum spune Viorel, mai avem și întâlniri în afara repetițiilor, în afara carierei, a lucrurilor și tot așa. Însă, eu cred că tu acum, cu siguranță, indiferent la ce eveniment nu ai pleca, indiferent unde, te simți în siguranță. Da. Da, vreau, dar mai ai și tu o curiozitate? Ești normal? Da, îți permit ție. Vreau să știu cine din voi alege repertoriul și cum vă ghidați la capitolul ăsta. Luați piese care vă plac vouă sau cele care sunt de succes și în top, în playlistul de hituri, sau la cerința, deci, celor cărora le cântați? Cred că le combinăm pe toate, da? Deci. Pentru că din moment ce o piesă nu-ți place, poate fi ea în top și dacă nu-ți merge la voce, nu merge, nu știu, cred că ar fi mai greu. Acum, dar le combinăm. Nu toate piesele merg cu bandul, adică da. Sunt piese care specifice, uite, care sună cu bandă, sunt piese care nu merg, pur și simplu, și noi încercăm cumva să le ocolim. Sau da, le adaptăm cumva. De obicei, dacă avem legătură cu Miri, noi ne adaptăm după situație și, uite, dacă eu solicit o piesă oricare care îi doresc neapărat să o audă, noi o pregătim pentru ei, adică facem așa ceva. Aveți un dictator în orchestra voastră? Nu. Adică sunteți în democrație totală, da? Exact. Nu. Mai degrabă sunt clienții noștri dictatori, care ei ne dictează. Vezi că de data asta nu vrem manele, să știți. Da, da, apropo, cum reacționează lumea la genul ăsta de muzică? Deci, inițial spun că noi nu prea iubim manele, dar de fiecare dată... Dar pe ringul de dans... Important, da. La ce oră le cânti asta. Da, când ajunge momentul, dimineață... cei care zic că nu le plac... Rup ringul de dans. Da, sar cea mai tare în sus, dar noi nu ne axăm pe manele. Deci noi încercăm doar să cuprindem
repertoriu. Și să diversificați repertoriul. Mai este curios un lucru, să știu. Deci există banduri în care anume bandul în sine ia, de exemplu, o piesă, cum voi spuneți că le facem diferite stiluri, da? Adică le schimbați cumva, faceți, de exemplu, dintr-o piesă hit retro o faceți în stil ska. Sau, de exemplu, dintr-o piesă pop o faceți manea. La voi, la capitolul ăsta, voi vă includeți cumva inspirația sau deci ce aveți voi în cap? Sau mai mult mergeți pe formula, luați copy și paste? Nu, totuși prima variantă care ai spus-o, noi încercăm să diversificăm, să fie mai colorată piesa, să dăm un stil de viață mai divers. De aia poate și noi și ne diferențiem față de alții, da? Da, noi așa și am început cu piesele preluate, muzică populară sau lăutărească, le-am stilizat, le-am făcut în stil balcanic, adică nu le-am lăsat, am încercat și noi să facem ceva mai deosebit. Cât de solicitat este Brass Band la ora actuală? Adică cu toții știm că deja s-au deschis cumva drumurile, toată lumea văd că lucrează azi așa, mâine așa, aici așa. La voi cum e? Destul de activ sau mediu? Necătând că noi nu am făcut publicitate, nu, nici n-a fost perioada asta așa de posibilități, da? Dar oricum, totuși piața cere band-uri și pe noi suntem, la moment, căutați. Solicitați. Sunteți scump? Scumpi? Nu, am făcut, avem 3 pachete, da? Începem de la mic la mare și deja... Dar ce presupun? Care e diferența dintre pachete? Deci, cel mai mic, spre exemplu, nu include setul de lumini sau suntem un pic mai puțini. Cel mai mare suntem cu toată formula. Deci, o formulă mai restrânsă până când ajungeți la formula completă. Cei care rămân acasă nu se supără că îi lăsați acasă și mergeți într-o formulă mai puțină, că presupun toți vor să lucreze. Da, noi am ținut, ținem cont de acest moment și chiar am refăcut evenimentele mijlocii sau mici, totuși încercăm să luăm băieții cu noi. Super, bravo, da. Sunteți și cei care își doresc totodată o formulă mai restrânsă se bucură de o formulă sau de o componență mai mare. Iată că, slava Domnului, s-au mai relaxat restricțiile de după pandemie, au mai început să vină și evenimentele private, solicitările, însă, cum a fost pentru voi perioada de pandemie? Îți adresez inițial ție întrebarea, Radu, și cum e să știi că, uite, toată echipa rămâne fără muncă? Deci, da, eu vorbeam cu băieții, deci a fost ca o testare pentru noi și ca pentru și alte banduri și noi am trecut-o cu brio, eu socot. Oricum, chiar dacă nu erau evenimente, noi oricum ne-am întâlnit la repetiții și oricum am încercat să facem ceva. Și a fost mai greu la băieții, de pildă, cum chitaristul nu m-a intrat în band și s-a pornit pandemia și zicea, zic că... Bine ai venit! Ne-ai avut noroc! Sorry, Petrica! Asta e situația, noi suntem divini cu nimic. Se întâmplă asta odată în 100 de ani sau nu știu cât. Important că noi am trecut de momentul ăsta și s-au început evenimentele astea, e foarte important, că oricum, cât de tare ne-ar place muzica, cea mai bună motivație este și chestia asta, că să te duci cu un ban acasă, asta e până la urmă. Și când o combini cu plăcutul, cu partea financiară, iese ideal, asta e. Mai ales că avem toate posibilitățile, deci recent practic ne-am atestat ca band, suntem legal în municipiul Chișinău, colectiv model, da? Am trecut un test, un examen, așa. Și mai ales că avem susținerea din partea unei primării la noi, localitatea Durlești, ne oferă casa de cultură, unde noi acolo suntem găzduiți oricând, la orice oră venim și facem repetiții. Asta serios? Contează foarte, foarte frumos, mult. Da, fiindcă alte banduri. Apropo, felicitări cu obținerea acestui titlu, titlul model. Mulțumim. Vreau să menționez în persoana domnului Victor Celan, el deci este directorul casei de cultură și ne-a susținut inițial când noi abia făceam primii pași, a avut el încredere în noi și uite că acum se bucură și el și noi de succes. Radu, dar cum se întâmplă lucrurile astea? Veniți voi cu propunerea sau cu cererea asta, vă rog frumos ajutați-ne. Sau omul spune, bravo, sunteți așa de talentați, dați să vă dau niște susținere, bani. S-a început, deci eu să locuiesc în Durlești și am apropiat eu la un hram și am început discuția. Eu tot îl întrebam pe unul, pe domn Victor, zic, el povestea, zic, au fost mai mulți care să încercau să, adică, să facă ceva. Zic, dar ce m-ați ales pe mine? Zic, m-ai convins, zic, că ai avut ceva. Norocos e! Putere de convingere. Viorel, pentru tine cum a fost perioada de pandemie? La fel,
am știut că noi o să trecem peste asta și de aceea m-am conștientizat. Zic, e greu, e greu, e greu, dar na. Da, da, noi putem să spunem ție, după cum a zis Dana de la bun început, bine ai revenit în Republica Moldova. Știu că pe o perioadă ai fost plecat. Am fost și plecat, pentru că a fost o perioadă chiar grea, nu doar la mine, la toți absolut a fost chiar grea și am fost în Marea Britanie, plecat, am mai descoperit și un pic lumea, am învățat un pic de engleză, să spunem așa. Vin acasă cu noi tendințe, poate cu alte piese, așa și a fost, măi băieți, eu vin acasă, pregătiți pentru că avem de lucru. Da, și cu altă încărcătură, cred că și sufletească, energetică, de acolo ceva ai mai văzut, ai mai luat, ai adus acasă, da, și da. Cred că o iei așa, cu altă putere. Azi, te rog, ai revenit doar la sezon și preconizezi să mai pleci? Sau? Nu aș pleca, sincer. Aș noi rămâne spunem aici. Pentru fanii, pentru cei care vă doresc alăturea la evenimente. Rămânem astea. Aici, nu plecăm, suntem pentru voi. Promitem, da? Olga, vreau să știu și de la tine. Tu cu ce ți-ai ocupat timpul în perioada asta de pandemie? Sunt mămica acasă cu doi copilași drăguți. Gemeni? Da. Să-ți trăiască. Da. Am crezut că ai 18. Vai, mulțumesc. Copii? Chiar? Really? Da. Felicitări. E foarte frumos acasă, când... Da. Sunt acasă cu copii și pe lângă asta mai și activez în band. Da, cu atât. Siguranță în perioada asta v-ați avut timp toți să profitați de somn. A fost așa sau totuși job-ul v-a impus? Aveți dreptate, de fapt, am avut o pauză asta. Cumva ne-a dat mai mult timp să ne gândim, dar când omul are timp liber, mai ales noi, din domeniul artei, cumva ne implicăm să vedem, să creăm poate ceva mai deosebit și așa a fost. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați creat ceva în perioada de pandemie, anume pentru Brass Band, fiindcă eu am văzut că în perioada pandemiei tu ai mai fost cu niște videouri pe malul mării, undeva ai mai ieșit, ai mai înregistrat câte ceva la studio. Pentru orchestra voastră, ce ați făcut din proiect, anume în această pauză mare pe care toți am trăit? De fapt, noi pregătim. Încă nu am făcut nimic, dar vă dați seama că nu, așa de ușor și repede nu mai rezolv nimic. Eu probabil știu despre care video vorbește Dana, pentru că vreau încă o dată să le spunem celor de acasă, celor care poate au omis această informație, Viorel de fapt este trompetist. Da? Și ne mai încântă el cu niște cover-uri la trompetă foarte frumoase. Tu probabil la acel video te referi. Și tot cei care de acasă nu cunosc, Viorel a mai prezentat și niște evenimente alături de Luminița Cucu cândva în scena mare a Palatului Național. Și lăsăm tocmai de asta, după cortina, Dana, da, ideea este că el este așa multifuncțional, un om orchestră, că eu am aflat că este trompetist abia acum un an în urmă când am văzut videourile cele. Dana, noi la fel și cu tine ne cunoaștem de mult timp, știi, nu doar cu Luminița, așa că ne leagă multe lucruri în comun. Ce pregătiți? Ce planuri aveți? Și noi vrem să facem o colaborare cu cineva destul de cunoscut la noi în showbiz-ul moldovenesc, așa mic cum este el. Nu vrem să spunem cu cine, dar sper în final de vară să ieșim cu un produs al nostru, pentru că tot să faci cover-uri, faci cover-uri, dar când ai tu ceva al tău, te reprezintă. Și acum exact. O promisiune din partea voastră cu lansare și cu premieră, veniți la noi și lume. Promitem, sigur. Așa e. Promiteți, dar pe băieți deja ai convinge. Eu suntem una asta e, gata. Noi tot când vine cineva la noi și cumva ne postește de proiecte, noi cumva ne străduim să-l prindem la o promisiune și zicem, s-a înregistrat, aveți grijă, păi da. Spre final de interviu, zic, Dana, că ar fi binevenită pentru acești băieți, le facem noi o provocare, da. Și să-i întrebăm, dacă tot vorbim, cât de greu sau ușor este să lucrezi cu oameni maturi, oameni care vine fiecare cu caracterul său, și să vă întrebăm cine din band este cel mai responsabil, dar cel mai responsabil. Cel pe care poți să te încrezi și la două de noapte, cel care însuși nu întârzie niciodată. Trebuie să vii la o cântare. Și el scoală, se urcă în mașină și-o luat instrumentul și-o venit. Spune, aveți din ăștia sau nu? Mă arătați, dar nici pe mine să mă sune la două, nu mă duc. Vorbesc despre responsabilitate în activitatea voastră. Cel care niciodată nu va întârzia la repetiții. Cel care va ține cont și nu e nevoie să-i reamintești de câteva ori. Cine e? Adică, ca să înțelegi, fiecare e bun, e responsabil. Eu însă... cred că Radu, da? Păi uite așa. La fața lui și se vede că Radu este un om... O să mai întâmplă clar că la oricare, dar chestiile astea știți cum vin, că
fiecare vine cu ideea, că uite că la 5 și fix la 5 să începem. Și câteodată erau cazuri că, băi, uite ce l-au întârziat, ce nu i-ai spus că ce-o întârziat? Zic, măi, dacă o întârziat, înseamnă că suntem oameni maturi, el a avut un motiv întemeiat. Zic, că te-ai pace, de ce să... Adică sunt niște chestii care trebuie să știi cum să le iei. Dar vreau să spun de băieți că majoritatea sunt responsabili și ne bucurăm de lucrul acesta. Dacă n-ar fi așa, nu, succes n-ai cum să ai. Eu vreau să zic că nu spunem că n-ar fi fost ei responsabili. Sau, însă fiecare om se identifică cumva cu o calitate mult mai pronunțată decât în cazul celorlalți. Cine este cel mai dansator din toți membrii voștri? Pentru că eu deja am pus ochii pe unul, dar vreau să știu dacă este adevărat. Dana te inspira, apropo. Da, noi nici n-am zis cine, dar eu cred că noi ne dăm seama singuri și ne va da, fi. Hai să spunem. E, la ce instrument cântă? Dacă am ghicit eu. Bas-chitară. Bas-chitară. Corectare! Dragi prieteni, când o să vă uitați la ultima piesă de final, să atrageți atenție cum pentru voi bas-gitaristul va dansa cu toată inima și cu tot zâmbetul până la ureche. Cine este cel mai nebunatic? Cel mai nebunatic sunt doi. Doi nebunatici. Cine? Cred totuși că... Vasile Mărgineanu... Da, așa. Hai să le spunem după instrumente. Toboșarul. Da. E, și mai eu scris Jack ce? Jack Daniels, vezi? Ce deci, consumă? Doar Jack. Nu. Apropo, și încă cine e al doilea? Nu știu, Ion la fel, are niște glumi, el nu prea vorbește, dacă ne spune câte una, nici... E o pierlă. Pierle lăutărești, da? Știți, este foarte important atunci când se glumește în mod frumos într-un colectiv, fiindcă dacă nu ar fi gluma, peste oboseala asta nocturnă ar fi mai mult mai complicat de trecut, eu așa presupun, corect? Cine este cel mai capricios? Cel mai mânjos, să spunem. Nu, mânjos nu are. Glumesc? Nu, eu am spus așa, poate n-ai înțeles, capricios, mă rog. Bun. Deci eu nu pot să recunosc să mă numesc pe mine, dar... Da, băieți, sunteți și voi bineveniți, da, vreau în unison să vă aud părerea, dacă nu cred că avem din aceștia, că de obicei... Radu, tu acum ai conectat modestia. Nu că am conectat. Vreau să vă spun despre băieți că s-au mai schimbat câțiva, adică în timp omul și-a avut caracter. Nu, vorbesc despre capricii în domeniul profesional, da, care îți dorește perfecțiune. Atunci... Domnul Petre Șandrovski, aici vorbim despre dumneavoastră, că vă dați seama. Cu așa chitară fiecare... tăiată, nu e cum să nu fii capricios. Fiecare piesă trebuie să aibă deci cap, coadă, returnelele și trebuie să fie după formă. Păi de asta și ziceam, adică cel care își dorește perfecțiune din tot, absolut. Dar nu mi-ar eu să primește, mai ales când întâmplă evenimentul, se schimbă multe. Da, mai ales începe a improviza și acolo se duc cu alte cuvinte, alte forme, alte acorduri. Da? Adică și cine are aere de vedetism? Așa, puțin dezvoltate, dar? Cred că nu Viorel, sau Viorel mai are câteodată. Băieții, Viorel este cumva, voi nu mă dați din cap, da? Spuneți sincer, băieți, eu vreau să... Are aere de vedete. Are tot drept. Are tot drept. Buliga, ce mai? Nu, sunt la fel ca și toți la unde vreau să... Nu, Viorel, nu vorbesc că e... Adică sunt momente în care omul... Sunt anumite momente în care tu observi lucrul ăsta, știi? De exemplu, dacă mai pune pe mine și pe Dana, atunci steluța din emisiunea noastră este Dana. Dar mai capricioasă numiță. Iată, vezi că ne dăm cine este mai puțin modestă? Dana. Cine este cea mai modestă și corectă? Luminița. Noi foarte bine. Calificative de astea ne atribuim și noi simplu și ușor. Noi nu vorbim că nu etichetăm omul în funcție de asta. Exact. Dar fiecare deci are... să-mi spuneți, vă rog, dar așa. Băiatul care e clapistul, cum este el? Este calități. Omul care noi avem nevoie, deci un exemplu, ca și mulți alții, pentru că el este de fapt cel mai nou și uite că încă nu s-a încadrat în... Bine, perfect. Și Olga cum este? Cum este Olga, băieții? Super! Super, normal. Băieți, aveți o formulă, super, muzica voastră sună bine, frumos.
Noi evident că vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre, că ne-ați onorat, că ne-ați prezentat cu componența voastră, cu această formulă, cu melodiile frumoase, cu energie pozitivă, cu ritmuri. Cu zâmbetele astea, cu sinceritatea voastră, cu faptul că sunteți uniți, fiindcă voi sunteți așa și prieteni adevărați la cătăramă. Și tocmai de asta noi suntem foarte fericite să vă avem alături și bineînțeles lumea de acasă cu siguranță este, adică începe să înțeleagă de ce noi tare tindem ca să avem muzică cu orchestră band în studioul nostru. Da, și ca să repetăm încă o dată întrebarea care am dat-o eu, deci avem nevoie de două dansatoare, ce faceți voi? Că suntem așa drăguțe! Ne provoci! Ne provoci, ok! Noi venim! Noi vreau să zic că în momentul în care se mai duc ei pe la picnic, să ne facă și nouă invitație. Invitați, venim și dansăm! Eu asta n-am spus despre dans, eu mă duc la mâncare acolo. Eu pot în fine, noi vă mulțumim!